Contra cronometru, în Bistrița, o femeie a fost salvată la limită din apele înghețate ale râului și transportată de urgență la spital. Din cauza stării în care se afla, medicii au decis să fie mutată la terapie intensivă. Momentan, nu se știe cum a ajuns femeia în apele reci ale râului Bistrița, dar polițiștii iau în calcul mai multe ipoteze. Un bărbat care trecea prin zonă a zărit corpul femeii plutind în apele reci ale râului Bistrița și a sunat de urgență la 112. Polițiștii veniți la fața locului au solicitat sprijin din partea unei echipe de scafandri care a intervenit pentru salvarea victimei. A găsit femeia în apa rece a râului Bistrița cu semne vitale, a reușit să o scoată rapid și să o predea echipajului de la Serviciul de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud. Femeia a fost transportată de urgență la spital pentru îngrijiri. Din cauza stării în care se afla, medicii au decis să fie mutată la terapie intensivă. Norocul ei a fost trecătorul care a observat-o la timp. Momentan nu se știe cum a ajuns femeia în apele reci ale râului Bistrița, însă polițiștii iau în calcul mai multe ipoteze. Polițiștii Biroului de Investigații Criminale continuă cercetările, urmând să fie stabilite împrejurările producerii evenimentului. Între timp, oamenii legii au reușit să o identifice pe femeie. Aceasta are 65 de ani și este din comuna Sân Mihaiu de Câmpie. Anchetatorii încearcă acum să stabilească ce s-a întâmplat. Însă starea de sănătate a femeii se menține critică, ea neputând să vorbească cu anchetatorii.